În 2017, la hramul sărbătorii Cuvioasei Parascheva, când în al prea sfințitul mitropolitul nostru Teofan i-a decernat crucea Moldovei, cred că, dacă nu greșesc. La fel, era cu mai puțin de un an de a pleca. Am văzut la televizor și m-am bucurat foarte mult faptul că părintele nostru începe să fie apreciat și cunoscut de întreaga lume. Vrednic este. Îi oferim părintelui și icoana Sfintei Parascheva, dacă n-o vede, cel puțin să o pipăie și să-i simtă puterea, că l-a ocrotit atât de mult de-a lungul întregii sale vieți. Vrednic este! Vrednic este!